Salutare, dragi prieteni, și bine v-am regăsit! Astăzi vă arătăm o chestiune extraordinară. Sunt aici cu Alex și o să mergem prin oraș să vă arătăm luminile de Crăciun. Pentru că se apropie sărbătorile, haideți să vedem cum s-a pregătit orașul. Și așa am auzit destule povești. Dacă este să râdem împreună, râdem astăzi împreună. Alex, tu ce zici? Hai, spune-ne și tu ceva. Ce să zic? Îmi place. Arată frumos, festiv și... sper ca anul viitor să fie un an bun. Sperăm să fie un an bun. Haideți să mergem să vedem cum arată orașul și ne vedem la final să mai vorbim. Așa cum vă spuneam, iată, avem centrul orașului. Aici este Catedrala Catolică și mergem acum pe bulevard. Suntem în cea mai frumoasă zonă a orașului. Și... mergem încet spre primăria Aradului, acolo unde într-adevăr zona este foarte frumoasă. Iată, suntem chiar pe Bulevardul Revoluției și, după cum se pot vedea, cel puțin pe aliniamentul bulevardului, toate luminile sunt aprinse, iar orașul este împodobit deosebit de frumos. Ne apropiem de Palatul Finanțelor, aici în partea dreaptă, și imediat este primăria. Vom intra pe zona cubică a primăriei, așa că dacă va tremura imaginea, să știți care este cauza. Și iată, în partea dreaptă se vede primăria foarte frumos. Până de curând aici am avut un brad care a fost luat după ce o țară întreagă nu l-a apreciat. Poate că nici nu trebuia apreciat, dar asta este. Și acum suntem în dreptul primăriei. Iată, intrăm pe piatra cubică. Cum am spus, trebuie puțin. Și gata, a trecut. Și vedem aici Biserica Roșie pe partea dreaptă, care este foarte frumos luminată arhitectural. Și cum spuneam, peste tot avem lumini de Crăciun, dar și iluminatul arhitectural pe care îl puteți vedea în partea stângă, unde sunt pomii. Fiecare dintre el, dintre pomi, sunt luminați pe partea stângă, partea dreaptă, față, spate. Avem lumini foarte frumoase. Așa că avem ce să apreciem. Ne apropiem de magazinul Zvidava, un loc foarte cunoscut a rădenilor. Iată, aici este și Zvidava și ne apropiem de catedrala. Ne apropiem de intersecția cu strada 30 decembrie și în față se vede foarte frumos Catedrala Ortodoxă și a iluminat-o foarte bine. Și încercăm să ne apropiem de intersecție. În mijlocul intersecției vedem un brad care este colorat și, bineînțeles, că peste tot luminile specifice Crăciunului. Iată, aici mai avem și niște fulgi de nea în lumină. Trecem prin de detalii și iată ce frumoasă este catedrala. Am reintrat pe bulevard. După cum bine se vede, este foarte frumos iluminat. Cel puțin zona de iluminare a centrului arată foarte bine. Ne îndreptăm înapoi spre Percola, zona Percola. Și imediat mergem spre primărie. Bineînțeles că seara și traficul este mai încărcat. În partea stângă veți putea observa imediat un tramvai Imperio care circulă frumos în oraș. Acum îl puteți vedea în partea stângă foarte bine.
iar noi vom pleca imediat de aici, din intersecție, unde așteptăm de loc. Plecăm și ne apropiem din nou de zona Pergola, cum vă spuneam. Aici este restaurantul pe partea dreaptă, îl puteți vedea frumos iluminat și încălzit, pentru că terasa funcționează chiar și acum în luna decembrie. Și ne apropiem încet, încet de zona primăriei, dar, cum spuneam, traficul este destul de aglomerat. Noi suntem aproape de ora 18 și cu toate astea avem un trafic destul de aglomerat. Aici Segafredo, terasa la care văd că nu mai este nimeni, e destul de rece afară, ne apropiem undeva de 0 grade Celsius și din nou zona primăriei. Aici este Banca Națională, Palatul Băncii Naționale, în care funcționează Universitatea Verlaicu, și am intrat din nou pe zona de piatră cubică. Dacă tremură puțin imaginea, să știți de ce tremură. Și încet, încet ne apropiem de Catedrala Catolică. Iată, am trecut de restaurantul McDonald's și încet, încet ne apropiem de Catedrala Catolică și teatrul în câteva momente. Dar ne facem loc încet prin acest trafic. Încercăm cât se poate împreună cu Alex. Între timp l-am recuperat și pe David să ajungem. Iată ce frumos se vede și Biserica Minoriților sau Catedrala Catolică, așa cum este cunoscută. Iar în față se vede foarte frumos teatrul de stat Ioan Slavici, care în acest moment încă este în șantier. Așa că dacă nu are pornit iluminatul festiv, să știți că din cauza asta nu are, pentru că încă în jurul lui este șantier. Și ne îndreptăm acum spre piața Mariancă. Aici văd că lipsește iluminatul festiv, dar cu siguranță compensează ceea ce găsim în piața Vreamneancu și în zona ei, după cum bine se vede. Aici, pe partea stângă, avem acest parc foarte frumos și bine iluminat. Și acum că am văzut orașul cum arată, Alex, ce părere ai? Arată bine orașul? Arată destul. Dacă ziceți că arată bine, lăsați-ne un comentariu. Așa că nu uitați, până data viitoare vă dorim toate cele bune. Dați un like, un subscribe și spuneți-le prietenilor voștri despre videole pe care noi le facem. Salutare!